Bună, Iuliana! Înainte de a începe emisiunea, vreau să citesc ceva. Am impresia că ei au frică, oamenii. Că ei au frică că dacă nu pun reguli, o să dea răul peste ei. De fapt, când împart pe Dumnezeu un și nepăcătos, împăcat și nepăcat, ei mm -hmm. creează rău din împărțire. Mm -hmm. Nu era înainte de a împărți. Astfel încât dacă nu împarți, nu apare rău. Acesta este locul care generează rău în lume și suferința, frica. Absolutizând un bine mai mare, prin împărțire, alegerea unui bine creează răul. Inversul. Dacă considerăm totul legal, nu mai este ceva de tocit, niciun vârf. Și nu intră în funcțiune legea aceea lui Le Chatelier. Înțelegi? Deci, asta, asta este tot. De aici pornește totul. Pentru că lor le este frică că dacă nu împart, Oamenii nu o să știe ce să respecte și o să uh, fie brambă, o să fie haos. Da. Și nu este adevărat. Este suficient să consider că uh, și că Dumnezeu este peste tot și este în toate și atunci nu apare rău și nu apare frica. Și nu mai ai ce să pierzi. Atunci omul uh, devine numai iubire pentru că da. vede totul bine. Adică. Principala problemă este să vezi rău în mare bine. Dacă vezi că, adică să nu-l secționezi pe Dumnezeu, să nu-l tai mm -hmm. pe bucăți. Da. De aici apărește. În momentul în care l-ai tăiat pe bucăți și ai împărțit într-un bine și alt și mai mare bine, atunci apare eu. Eu. Deci că l-ai împărțit, da. deci binele ăla este pentru mine. Apare un eu și eu acela generează un adversar automat. Pentru că tot ceea ce ignori tu va veni pe tine, constrângător, să-și are dreptul la existență. Deci, noi întotdeauna când construim un neu și alegem un bine, construim un rău mai mare decât binele respectiv. Adică îi dăm și victoria, construim dușmanul, îi dăm și victoria asupra noastră și ne va și zdrobi. Adică, deja este un mecanism de autoanihilare. Este un fel de sinucidere. ul acesta este lucrul cel mai periculos. Dar Dumnezeu a creat lumea în așa fel încât în fibra vieții, în, în fira vieții, a pus iubirea. Adică da. este el. Adică iubirea ce este doar leagă. Ea doar leagă. Ea, ea nu vrea ceva pentru sine. Ea nu desparte. Ea doar leagă. Deci, în momentul în care. Și trebuie să ai încredere că ăsta e Dumnezeu. Dumnezeu este întreg. Este El, el cel ce este și e suficient. Nu e nevoie de nicio împărțire, nu e nevoie să alegi ceva mai mult pentru tine și atunci tot ceea ce ai nevoie ți se va da, pentru că el este prezent imediat. Instantaneu apare. În momentul în care iei lucrurile așa cum sunt și nu vrei să schimbi pe nimeni, ai intrat în divinitate pe loc. Deci nu este nevoie să lupți, să câștigi, să adaugi, să ai mai mult. Nu. Este nevoie doar să accepți că lucrurile sunt bune în fiecare clipă și sunt perfecte. Așa cum sunt fără să vrei să schimbi nimica. Deci, ca să intri în divin, trebuie să intri în însușirea lui fundamentală, care este el, eu sunt cel ce sunt. Deci asta înseamnă că în momentul în care tu doar lași vieții voie să fie și lucrurile să fie cum vor ele, să curgă, să stea și în cap treaba lor, tu, de fapt, ai intrat în divinitate. Deci, divinitatea înseamnă nu să faci ceva, o meditație, o rugăciune, să mergi la biserică, să faci exerciții. Nu asta înseamnă divinitatea, să intervii. Nu. Divinitatea este să accepti ceea ce îți vine din față ca venind de la Creator, așa cum este, este bine, așa cum este. Că e bine, că e rău, nu este o problemă. Deci, noi nu suntem bine așezați și nu acceptăm rău. Aici e problema noastră. Da. Putem să înțelegem că Dumnezeu este și rău. Sunt ambele fațete ale aceleași monede. Bine, rău. Și din cauza asta, în Vechiul Testament, este fantastic Vechiul Testament. Nu există ceva mai bun, mai curat, mai pur, mai frumos pe lume. Nu știu ce altă. O să intrăm noi și în Bhagavad Gita cu tine. O da. să facem și în celelalte scripturi. Dar aici se vede clar că Dumnezeu este și bine, și rău. Și când nu mai împarți, ai intrat în Divinitate și nu mai este nevoie să faci ceva. Și uh -huh. lumea se ordonează, se armonizează singură. Deci nu este nevoie de tine. Dar în momentul în care împarți, ai impresia că tu trebuie să ordonezi lumea, să o judeci, să o controlezi. Că dacă nu o controlezi, o pierzi din mână și nu mai este cum vrei tu. Da. Că ți-ai construit prin împărțirea unui. Deci trebuie să nu-ți construiești deloc un eu. Pentru că noi, ca ființă divină, suntem eu cel ce sunt. E soarele acela de iubire, că l-am văzut-o dincolo, este mișorat în tine. Da. Deci tot ăla de acolo, de sus, este, este chiar ființa ta. Ocupă în cap, până în picioare și în vârful Este acele soare de iubire. Nu este nicio diferență. Noi suntem el. Și uite-te și tu, deci noi avem carne, avem piele și mai departe, el suntem. Da. Dacă dacă celul ăsta nu s-ar ordona și mereu la fel, el, dacă și-ar trage grația, tu, noi am devenit aer într-o fracțiune secundă. Suntem el. Fiecare din noi este el. N-ai cu cine să lupți. Cei din fața ta este tot soarele de bir Soare soarele de obie cu soarele de bir Păi se poate. Deci nu este ceva de făcut. Noi mereu avem impresia că trebuie să luptăm, să facem meditații, rugăciuni, să stăm în genunchi, să facem exerciții. Nu este nevoie de nimic. În momentul în care nu faci nimic, ești în el. Atât trebuie să faci. Să nu faci nimic. Să nu inițiezi nimic. pentru că imediat când inițiezi, inițiezi ceva cu un eu uh -huh. și apoi începe, începe Divinul să ți se împotrivească. Da. Doar să lași lucrurile și viața așa cum este, să nu împarți în bine și rău și să te mulțumești. Atunci te mulțumești cu puțin, că nu mai ai nevoie de ceva mai mult decât ai. Lucrurile așa cum vin, sunt bune așa cum sunt și este cea mai mare fericire. Omul care permite vieții să fie cum vrea ea este cel mai fericit om de pe lume. De ce? Pentru că nu are nimic ce să piardă, nu are nimic nimeni ce să ia da? și nu are ce să plăce de la el. Nu are nimic. Deci, nimicul trebuie să-l caute omul. Lipsa, nu plinul. Da. Adică, Poi... atât cât are nevoie, puținul ăla, puținul ăla e suficient. Și mai este o, o piedică aici. Când nu ne luptăm cu exteriorul, ne luptăm cu noi înșine. Pentru că ne comparăm mereu cu alții, ne vedem inferiori sau superiori, și de aici iar să i vezi problemele, iar se dă totul peste cap. Da. Și deci și aici trebuie să le lăsăm. Și aici trebuie să avem încredere în tot, toate forțele noastre, că e Dumnezeu acolo. Și suntem perfecți așa cum suntem. Încă ne e frică de penibil. Ne e frică să fim penibili pentru că, uite, încă avem un eu care nu vrea să să piardă această imagine de sine. Fac o pauză. ce deci asta este concluzia. Și spune? Spuneam de că vine și de la noi uh, o piedică din interior. Faptul că uh, ne comparăm întotdeauna cu alții. Deci înseamnă că tot ne vedem separați, dacă ne vedem mai mici sau mai mari față de ceilalți. Păi, trebuie să avem bătut în cui înțelegea faptul da. că e divinul în toate pozițiile. Da. Adică da. rău, neplăcutul, trădătorul, mincinosul, bețivul, urâtul și mai departe, este divinul. Da. Nu, nu poate nimic fi comentat. Da. Mai departe. Începem? Da, 10. 10. Despre despărțirea soților. Isus binecuvântează pe copii, tânărul cel bogat, a treia vestire a patimilor, fiii lui Zevedeu, Bartimeu. Iar de acolo s-a sculat și a venit în ținutul iudeii, de cealaltă parte a Iordanului și mulțimile s-au adunat din nou la el și iarăși le dădea învățătură, după cum obișnuia. Atunci s-au apropiat fariseii și, spitindu-l, au întrebat dacă este îngăduit unui bărbat să-și lase femeia. Și el, răspunzând, le-a zis, Ce v-a poruncit vouă Moise?" Iar ei grăiră, Moise a îngăduit să-i scrie cartea de despărțire și să o lase. Atunci Iisus rosti, pentru învârtoșarea inimii voastre v-a scris porunca aceasta. Dar de la începutul făpturii bărbat și femeie, de la începutul făpturii bărbat și femeie a făcut Dumnezeu. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup. Astfel că nu mai sunt doi, ci un trup. Deci ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă dar în casă ucenicii l-au întrebat încă o dată asupra acestui lucru. Atunci el le-a spus, oricine va lăsa pe femeia sa și se va însura cu alta, prea curvește cu ea. Iar femeia deci va lăsa pe bărbatul ei și se va mărita cu altul, prea curvește. Și adunau, aduceau la el prunci ca să-și pună mâinile peste ei, dar ucenicii certau pe cei ce i aduceau. E o clipă. Da. Aici este interesant de văzut. Divinul intervine acolo unde este orgoliu și da. corectează orgoliu. Nu poți să pui, să pui asemenea, să sunt umane. Da, da. Deci, el nu-l interesează decât să scade orgoliul la femeie. Și îl uh -huh. scade și prin singurătate. Da. Îl scade și prin asemenea situații, prin minciună, prin trădare prin orice mijloc prin care femeia este scăzută, pentru el este bun. Aceste reguli sunt umane. Da. Deci dacă, dacă, pe exemplu, sunt respectate aceste reguli, fără să scadă femeia orgoliu, Dumnezeu îi dă în continuare situațiile. Uh -huh. Și fără să se scadă orgoliu, atunci Dumnezeu îi dă situații din ce în ce mai dificile, vine prin copii împotriva ei și să nu știu cum o să reziste, sau vine împotriva ei punctual și îi dă bol de lungă durată. Da. Deci, regula absolutizată determină cancerul sau determină uh, moartea copilului. Regula da. pusă pe primul plan. Nu regula trebuie pusă pe primul plan, trebuie pus pe primul plan scăderea orgoliului. Și orgoliul ce este? Sunt virtuți absolutizate, idealul și regulile acestei lumi. Ăla ala, trebuie scăzute. Deci nu, nu să lupți cu omul din fața ta, că e leg de fec, că e greșit, că acolo este divinul care vine în forma aceea ca să-l -ți distrugă, să distrugă pe diavol din noi. Da. Deci nu să lupți cu omul din fața ta, ci să-ți scazi tu orgoliul, egoul. Deci nu el este de vină, ci faptul că tu, e absolut tizan, vie, tu și ai absolut teizat virtu și l-ai pus pe omul din fața ta să vină împotriva ta constrângător. Da da uh, ce sus mă O clipă. Să... Deci îți dai seama da. când nu mai ai virtuți și absolutizări din acestea, mm. absolutizate, nu mai e ego. Dacă nu mai e nu mai e nevoie ca omul acela să te trădeze, să te minte sau nu știu ce să facă Da. Dar, deci da. totul pornește de la femeie. De ce? Pentru că are foarte multă energie telurică, 80% și ea are cruzime, are greutate, da. are luptă, are apărare, uh, forță foarte mare. Și uh, ea vrea să impună. Deci parcă, parcă sexul puternic este femeia. Da, da. A vrea să impună regulile ei, vrea să domine pe bărbat, vrea să se uh, comporte. Deci e ciudat. Într-un într -un sistem, ca, ca, într-un corp care este feminin, Dumnezeu a pus un comportament masculin. Nu? Da. A pus da. o forță, o forță acolo masculină. Iar da. într-un corp masculin a pus o forță cerească. Da. Special a pus-o așa ca să poată să dimineze tot timpul, prin îngăduință, prin înțelegere, prin înțelepciune, forța femei, for, forța teriului a femei. E neîmpăcată în domeniul acesta. Da. Unul fără ce nu poate Deci femeia dând iubire, atenție, nu știu ce Bărbatul îl încărcă cu energie Și el devine puternic El are nevoie de putere Și dă, da. îi urcă de la 20%, 30, 40, 50, 60% Îi urcă puterea fizică Și ca asta el poate să Puterea telurică Și el poate să Reușească în viață Să învingă greutățile Asta este foarte uh -huh. important Ca femeia să-l iubească, să-l întărească. Da, da. Va, va, fi o de către bărbat. Atunci, pentru că de ce? Că e un schimb care se întâmplă acolo. Deci, fără iubirea ei, el nu poate să învingă în viață, decade. Da, deci, i-a da. dat o neputință bărbatului încât să nu poată fără iubirea femei. Și i-a dat o neputință femeii să nu, să nu poată fără puterea bărbatului. Adică o crotirea da. lui puterea lui fizică, că bărbatul are de faptul doar o putere fizică. Da. Și un Iată lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu. Ce, ce minunată este. Da, i-a făcut unul fără altul să nu poată să stea. Da, da. <coughs> ce Iisus, văzând aceasta, s-a mâniat și le-a zis, lăsați pruncii să vie la mine și nu-i opriți pe ei, că cea unora ca aceștia este împărăția lui Dumnezeu. Adevăr gresc vă cine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copil, nu va intra în ea. Și cuprinzându-i cu brațele, i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Asta este foarte adevărat. Asta e foarte da. adevărat, pentru că acolo, în rai, toți de acolo sunt copiloroși, sunt naivi, sunt simpli, modești, smeriți. Da. Robi, robi, slujitori, supuși. Astea sunt caracteristicele celor din rai. Deci omul zice, a, vreau să ajung în rai. Păi stai puțin, dar poți să te supui celuilalt, să faci voia celălalt, că cel din fața ta e soarele de iubire. Indiferent dacă el este agresiv, nu știu ce, pe, pe față. Deci mm -hmm. același soare de iubire. În fiecare. Nu poți să te lupți cu el. E când își dă masca jos, e Dumnezeu. E prima experiență aceea cu măștile. A fost fantastic, pusă la început. Asta înseamnă că e bază. Să înțelegi că eu sunt peste tot, e bază. La fel este și în Vechiul Testament și mi-a plăcut la Evanghelia lui Ian, că am citit-o noi, tot așa. Da. Este prima da. dată este arătat că Dumnezeu pătrunde totul și este și deasupra, și pe pământ, și sub pământ. Este tot ceea ce este. E suficient să înțelegi că El este tot ceea ce este și nu mai este nevoie să... Deja ești, Deja ești da. în el și nu mai e nevoie să faci ceva, să obții ceva, să câștigi ceva, că tu deja ești, ești din el. Și chiar dacă ești din el, dacă mergem în, în dualitate, tot el este cel care uită, iese din el și se supune după aceea conflictelor și uh, confruntărilor vieții. Este bine totul, când înțelegi că totul este bine... Viața așa cum este este nu e cea mai înaltă învățătură, nu mai e nevoie să faci nimic. Deci uh -huh. nu e nevoie să obții ceva, să câștigi ceva, să ajungi undeva, să dovedești ceva. Nu e nevoie de nimic, că este perfect totul, că este cu bine și cu rău. Și răul din față este tot Divinul, nu e nu nevoie să-l corectezi, să-l schimbi, să-l uh, să faci mai bun. Nu este adevărat. Răul acela este tot Divinul care vine pe ceva din, care este în tine, o răutate din noi. Arată ceva care este noi, în asemănător. Și lucrăm, la, adică le uităm la noi și scădem chestii la ceea. Dacă nu-ți dai seama despre ce văd, doar accept și cedezi. Cedezi la ce vine din față și te-ai desprins. Da. De Multor ale e greu să accepte că e din ei, pentru că ei se văd buni. Se văd oameni buni, se văd oameni. Um... Acum, de curând, între cunoscuți a, a murit cineva și când fi cei persoane respective i s-a spus, cum se spune la noi așa, Dumnezeu să o ierte, fica ei a fost foarte revoltată. Că a spus că de ce să, să spui așa, pentru că mama ei a fost o ființă extraordinară, Dumnezeu nu are de ce să o ierte. Da. Da. Și... Totul nu e atât de simplu și oamenii nu, nu înțeleg întregul mecanism. De seama Ciorgolia va fi ca ei. Da, da, da. Ce împărțea împărțarea da. acolo. Da, dar mama a murit de cancer, așa că. Păi acolo trebuie să fie. eu o pedapsă la cancer. Da, da. E o preocupare excesivă pentru binele propriu. Adevărul, da. dreptatea omului acela. Da. Da, e. Mama era medic medic care a fost uh, foarte pe dreptatea ei, așa, în perioada care a trecut. Și nu știu dacă de acolo i s-a tras sau din alte, dar, într-adevăr, era o femeie foarte bună și blândă, părea la exterior, dar uh, nu știm exact ce e în interior. Păi, uh, un, un om ok este om care nu împarte. Da, Acela da, este da, ok. Da. Că un nu vede rău în lume. Ăla da. este ok. Dar omul care vede rău în lume nu e în regulă. Da, da. Este foarte periculos când se pleacă de aici, din lumea aceasta, să ne prindă cu împărțire. Că dacă ne prinde cu împărțire, ne duce în iadul întâi automat. Așa deci este foarte da. periculos să este împărțirea asta. Mai ales dacă devine obicei sau felul de a fi sau comportamentul nostru, personalitatea noastră. Dacă personalitatea noastră devine asta de împărțire, da, da. noi devenim intransigenți. Ne susțin părerea noastră, luptăm pentru adevărul nostru, îl contrăm da. pe cel din față, vrem să-l corectăm. Când a apărut corecția, când cineva a venit și te-a corectat, în clipa mm -hmm. respectivă, omul acela este deja o ființă întunecată. Nu există decât acceptare. Acceptarea tot ceea ce vine din fața așa cum este. Da. Nu pui ceva mai presus decât altceva că nu există. Totul doar este. Deci noi de obicei suntem în Divin, dar în momentul în care zicem, hai să merg la Biseică, am ieșit cu un eu și am dus diavolul la Biseică. Da. Că Sufletul doar este. Deci noi deja suntem în Divin, doar nu credem că suntem în Divin și credem că trebuie să facem ceva să obținem ceva, dar am ieșit. Din el, atunci. Da. Deci, orice, orice situație de viață se uh, rezolvă doar stând în Divin. Adică, în viața așa cum este, în acceptarea toate lucrurile care vin din față, ca venind de la el, acceptarea răului așa cum este, că, de fapt, este aspectul pe invers al lui Dumnezeu. Este rău pentru ego, dar pentru Suflet este bine. Deci, nu este niciun rău în lume. Este bine. Da. Este doar metodă divină de distrugere a lui Scaroschi, din noi. Deci, asta este rău. Păi e bine, a lui Satana. El atacă întotdeauna numai pe Satana. Deci răul atacă întotdeauna doar pe diavolul din noi. Și e bine întotdeauna când ni se întâmplă ceva care nu ne convine. Și singura soluție ca să nu se genereze asemenea situații conflictuale din față, să nu vină rău, neplăcere, durere, suferință, pierderi din față, este boli, este să nu împați, că pe împărțire vine. Adică da, da, sunt instrumentele divine care sunt destinate să te ducă în neutralitate, în zero. Deci cum te prinde că zici că ceva nu e bine? Imediat din față vine cineva, îți produce o neplăcere, ți se produce ție o neplăcere la stomac, la mai știu unde, și ești dereglat, dar dereglarea aceea, pentru că tu ai zis că ceva nu e bine, deci nu se poate să ne păzim de noi. Nu se poate să fie ceva în regulă lumea perfectă. Nu. E perfect. Cu durere, cu suferință, e perfectă. Durerea aia, pierderea, e perfectă. Pentru că Dumnezeu vine... Deci doar ego-ul nostru consideră că nu e bine. Diavol. Păi de ce l-a pe diavol? Că dovadă este că l-a pe diavol. Nu? stai supui lui. Că dacă... Deci sufletul divin zice mai rău, nu este nimic ca rău în lume, e divin și în plus și minus. Iar uh, diavolul zice, uite mi-a făcut un rău, mi-a produs o pierdere, este vinovat. Păi de ce l-a scus pe diavol? Că e supus lui dacă zice asta. Omul care vede rău și vinovați în lume este diabolizat și l-ascultă pe diavol. E supus diavolului. Este o ființă întunecată. El este destinat primului, uh, uh, primei zone descrise de liecioară în moartea, moții și desăvârșirea, în iadul întâi. E destinat acolo, pentru că acolo sunt ăștia care împart. Ăia care nu împart sunt în rai unde, unde să întrebăm pe oameni, unde vor să ajungă? Că dacă împărți și văd rău peste tot, lumea, că ăla e vinovat, că e greșit, că nu e bine ce spune, că nu e adevărat, că nu este conform scripturilor. Mai puțin este și plus și minus. Și în Vechiul Testament zice, în Samuel, cartea a lui Samuel, zice cea a lui Samuel. Zice, mm -hmm. păi eu am dat Duhul rău I-a dat duhul rău nu știu cui, știi? După care îl privea din afară ca făcând rău, știi? Da. Vrând să-l omoare pe David, da? Îi încurc. Da, Dar, da. Știu că vrea să-l omoare pe David, da? regele. Da. I -a, deci Dumnezeu i-a dat un duh rău, vrea să-l omoare pe David. Ca, ca de, ce, de ce a făcut asta? Și zice mai departe, ca să ajungi, să, să, te duci, David după aceea s-a dus și s-a încujurat de proroci. Deci prorocii sunt sfinții ăștia care n -n, n -n, sunt înfrânți cu inima și e, prin starea lor interioară modifică esteriorul. Păi uite că îi explic acolo că interiorul determină de este de da. Și când a ajuns David acolo printre ei, a, de, a, a ajuns și el să prorocească. Și a venit regele acesta să-l prindă pe, diavol și să pe David și să-l omoare și a ajuns în mediul respectiv al lor, și a ajuns și ea să provocească. Deci te convertește. Deci aici arată că e suficient să fii iubire orice a fi și atunci lumea ta se schimbă automat. Asta este da. cel mai periculos lucru în lume pentru stăpâni la lume. Să nu-ți dai seama că puterea este în tine, din totdeauna a fost în tine, dar în momentul în care ai împărțit ai ieșit din ea. Au uitat, ai uitat de ea, au uitat că ești soarele de iubire. Dar dacă vezi că peste tot este numai Dumnezeu, este exact experiența cum mă știre. Aia este suficientă. Dacă, dacă omul din fața ta și-ar da mascajul și, -a dea și -a apărat Dumnezeu acolo, în lumina respectivă, soarele de biră. Dumnezeu acela e soarele acela de biră de dincolo că e în fața da, ta. Păi da. mai poți să mai lupți cu el? Mai poți să mai spui ceva despre el? Că nu e bine, că e rău, că nu știu ce? Nu e adevărat. Că vișul nu are, are omizi. Deci stai și îl cureți de omiezi. Nu poți să mai fii nemulțumit de nimic, că câinele prinde bube. Îl stai și îl îngrijești. E Dumnezeu acolo care vrea să fie îngrijit. Deci asta Plus că noi, noi, nu înțelegem planul lui Dumnezeu, nu l vedem. Noi îl vedem din micia noastră. Noi suntem foarte mici și nu avem viziunea lui Dumnezeu, cum ai explicat tu. În toate e un mare plan al lui Dumnezeu. Păi, văzut, i-a dat Regelui uh, Duh rău ca să-l. vrea să-l omoare pe Deci, duh... deci răutatea ca să-ți din față e dată de Divin. Păi, cum să-l da. eu pe el? Da. Da. I-a ca să-l ducă în situația da. în care să intre în circul acela al prorocilor -pro și să se schimbe și regel. S-a schimbat Regele da. imediat. Deci a fost o unealtă, diavolul ăla. A fost o unealtă. Da, este da, un da. instrument. Da. da. E un învățător. E un. În... Nu știu, în aramaică, înseamnă Satan înseamnă judecător. Da, da. Uite, e nu știu. că ne corectează. Mm -hmm. Da, un corector, da. divin. E Dumnezeu care corectează. Da. Și nu mai spui Satan, și nu mai dau o conotație negativă. Spui mm -hmm. că e Dumnezeu care vine constrângător ca să te învețe ceva. Și atunci nu mai da. vezi ca rău și atunci dispare iadul, dispare diavolul. Depinde ce, ce semnificație le dăm citise mai de mult o povestioară, dar era pe scurt, doar așa că noi să zicem că e un munte în fața noastră și toată viața noastră noi o vedem de la poalele muntelui. Deci viziunea noastră e foarte obstrucționată. Pe când Dumnezeu e ca și când ar fi în vârful muntelui și vede totul de sus și cam asta e diferența între cum vedem noi lucrurile și cum vede Dumnezeu. Noi suntem Aici. doar la bază acolo, la mușuroiul de furnici. Uite, exact cum zice aici. Zice că cea unora ca aceștia copiii. Da, este da. împărăția lui Dumnezeu. De deci cel care. Ce înseamnă copil? Copilul nu împarte. El, nu, el este bine totul la el. Și dacă îi face rău, este bine. Deci da. pentru el nu există bine și rău. Ele, deci când nu împarți, ajungi în împărția. Aceea e împărția lui Dumnezeu. Când nu împarți. Dacă te prinde că împarți în rău, bine, în mai bine decât trebuie și mai departe, atunci noi devenim ființe întunecate, Ne întunecăm. Ieșim din împărăția lui Dumnezeu. Adevăr, crezi da. bă, cine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copil, nu va intra în ea. Deci cel care va împărți, nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Da. Da. Um. Pune și lucruri mici, adevărate, dar știi unde greșește, greșește la priorități. Prioritățile nu le pune bine. Face efectele, le face cauze. Da, și odată ce ai făcut lucrul ăsta, e ca și când ai stricat totul, adică nu merge. Pui calul, în căruța în fața calului. Da, dar nu ajungi la efect. Dacă nu îndeplini și da. cauza, nu se ajunge la efect. Că, că zice și întreabă cineva în, în Matei, un un ucenic, da, ucenic de-a lui, dar și care da. sunt cele mai importante poruncii? El zice să iubești pe mama ta să nu ucizi. Păi stai puțin, îl la, la coadă. Da, Hei, da, da. Nu Mai putut să faci asta. Și a, a, apoi zice, insistă, nici acela nu era mulțumit, ucenicul. Și zice și totuși, care este cea mai importantă? Să iubești pe uh, Domnul Dumnezeu tot din toată inima. Păi stai puțin, că trebuie să te de sparți de materie ca să poți să... Că materia va fi acolo, te va trage în jos continuu. Adică da. este ca situația în care este omul acum. Omul modern îi spui să iubești pe Domnul Dumnezeu, dar nu-i atingi materia. Are acasă bunăstare și comunitate. Mm -hmm. Păi, la cum să-l iubească? Cum să-și dă da. da și cămașa de pe el? Cum să întoarcă și obrazul celălalt? Că nu-l lasă bogăția lui. E, bogăția, câte bogăție și bunăstare și avere are, atâta îndreptățire de sine are. Atâta nu poate să întoarcă obrazul. Nu poate. Deci asta este o viclinistă, puțin redus bunăstarea asta și atunci ți ridică vălul și atunci vei putea să vezi față către față pe Dumnezeu. Pentru că el este în starea noastră de supunere. Deci omul care are de toate nu se va supune niciodată. El nu va sluji pe celălalt, că nu are nevoie să slujească. El va vrea să fie slujit. Este invers. El e de fapt diabolizat. Deci până nu se rezolvă problema cu bunăstarea și comoditățile și omul nu se desprinde. De aia noi suntem acum în fază de, de extinție. Pentru că punem materia pe primul plan și am pierdut energia vieții, pentru că ne este frică să o pierdem. Și a crescut agresivitatea interioară. Și atunci noi chemăm regulile din față, totalitarismul ăsta este construit de interiorul nostru, de atașamente noastre. Dacă noi ne-am desprinde de și n-am mai cumpăra n-am mai vrea să facem case, să cu luăm mașin și mai departe. Dar am mulțumit cu ce avem, că și așa ne duce în starea asta și nu ne convine. Este starea divină. Este starea divină perfectă și noi nu o vrem. Că zice, vai de mine și ce face Ne ia Ne ia siguranța vieții pe viitor. Stabilitatea. Păi n-ai nevoie la divin. N-ai nevoie de nicio stabilitate. Ești mai fericit când nu ai ceva sigur în spate. Uite, pe timpul lui cu noi de aia eram fericiți. Nu avem ceva pe care să apărăm, să luptăm. Și atunci îi zbunea din noi starea aceea de fericire. Eu n am văzut așa ceva. Nu există că de lume o stare. Probabil că mai există prin... Am văzut la televizor un, stat care avea primăria din lut. Și toată, tot orașul era în, în, piața publică și râdea și socializau și se bucurau. În zi de zi împreună. Da, era împreună. era da. cu o familie imensă știi, și fericire. Și mergea asta cu camera și să îi filma pe ăștia și nu îi vedeau. Râdeau și erau așa te fericiți. Așa lumea, păi, era un rai, era un rai. Dar și noi am trecut prin chestia asta când ne plimbam de colo-colo. Nu, în centru orașului. Da, 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 Și eram mici atunci noi. Da. Și erau oamenii altfel. Să... Parcă era respect între ei. Era, nu știu, Respect, eleganță, frumusețe, da, o da. de viață. Da. Dar trebuie să înțelege că Dumnezeu va distruge întotdeauna stabilitatea. Pentru că diavolul asta vrea, el vrea siguranță, stabilitatea și avere. Bine, pentru sine. Atâta da, timp da. cât vrei mai mare bine pentru tine, de fapt nu-l vrei pe Dumnezeu. Te îndepărtezi de el. Și atunci din, în divinul vine și se le pe toate. Da. Asta a făcut dintotdeauna, nu e neapărat acum că e, e timpul apocaliptic. Acum omenirea și-a consumat rezervele comune pe care le avea și acum suntem pe cont propriu fiecare și ne ia la sniperul lunetistul ne ia pe fiecare în parte. Da, da. Și ne înfrânge, ne va înfrânge. Nu avem niciun fel de șansă. Sistemul ăsta al iubirii este colosal de imens, este universul tot, totul este menținut de iubire și când te prinde că ridici o asperitate, vine și te tocește. O tocește, o pune la loc, o duce în neutralitate, pentru că uh, noi atacăm și dezorganizăm și strâmbăm uh, armonia lumii. Că am, zi, am, comparat, pe exemplu, viața cu un cub, știi? Și prin orgoliu dar eu vreau nu știu ce, ăla de devină, strâmbăm uh, cubul, deci el, îi, îi, îi strâmbăm uh, atomii, toată aranjarea aia lor și ei nu mai funcționează ca lumea, nu mai pot să colaboreze. Și atunci vine sistemul ăsta al iubirii și te șocănește de în stânga, peste și te aduce la loc. Da. Da. Dar îți dai seama, pe cubul doare. Păi îl doare? Sigur că îl doare. Că cu stă cu numește... atomii rătăciți pe acolo. Da, la tinichigerie, sau cum se numește. Da, da, da. <laughs> Când ieșea în drum să plece, cineva alerga la el și căzând în genunchi înaintea lui l-a întrebat, Învățătorule bune, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus atunci a răspuns, de ce îmi zici bun? Nimeni nu este bun fără numai, bunul, fără numai unul Dumnezeu. Acum l-a pus pe primul plan. Da. Păi până acum nu l-a mai pus. Și mai aduce aminte câteodată. O noruită. Iisus atunci a răspuns. A, am spus asta. Tu, știi, tu știi, poruncile, știi poruncile. Să nu prea curvești, să nu ucizi. Uite cum începe. Să Sunt nu furi. Să nu... Da tu se strâm, să nu înșel pe nimeni, cinstește pe tatăl și pe mama ta. Dar el zice, învățăturile, acestea toate le-am păzit din tinerețile mele. Vezi, și nu merge, le-am păzit pe astea, dar pe alea de -aia nu merge, <gângă> că pe alea principale nu. Și Isus privind la ele, îi fud drag și zise, un lucru îți mai lipsește, du-te, vinde tot ce ai, dă săracilor și vei avea comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Corect. Vezi? Deci este vorba de primele două porunci. Că ai da, zicea să nu da. te să nu-ți faci dos și chip cioplit. Du-te și vinde tot și urmează pe mine. Asta e perfectă. Păi vezi, atunci de ce l-a zăpăcit cu toate poruncile înainte? Deci să nu prea curvezi, să nu uci, să nu știu ce, să nu furi. Omul e sensibil la chestiile alea, le ascultă. Dar da. chestia cu averea nu-i convine. Da. Deci aici s-a blocat. Mie mi-a place ca, spre exemplu, la slujbă să, doar să, să citească. Și Iisus, privind la el, îi fu drag și zise lui, un lucru îți mai lipsește, du-te, vinde tot ce ai, dă săracilor și vei avea comoară în cer. Apoi vino, ia crucea și urmează. Și așa se înceapă fiecare slujbă. Dar fiecare, fiecare, și să termine tot așa. Și să o citească rar. Preotul acela ar trebui să fie așa. Că altfel, dacă el vine cu nu știu ce mașină la biserică și ce, e și cred că ar începe să râdă, nu știu, ar să zice ce glumă da, e. Da, zice uite cum are preotul. El ar trebui să fie ultimul om de acolo, cel mai săr sărman, cel mai simplu și modest. Da. Asta, cel mai propădit De aici aș fi izvorât vorba că să nu faci ce face popa, să faci ce zice popa. <laughs> da, da. Da, atunci atenția, el poate po să mărânse la acest cuvânt, a plecat întristat, căci avea căci multe avea bogății. bogății. da. Voi firesc. Apoi a răsuflarea când i-a zis de bogății. Iar Isus, uitându-se în jur, zisa către ucinicii săi, cât de greu intra vor ce a avut în împărăția lui Dumnezeu. Ce greu, Dar... nu intre deloc. Da, da, da. Dar ucenicii stăteau uimiți de aceste cuvinte ale lui. Atunci Isus, vorbind din nou, le-a spus, Fiilor, ce are nevoie este celor ce încred în avuții să intre în împărăția lui Dumnezeu? Mai ales este că milei să treacă prin urechile acului, decât bogatului să intre în împărăția lui Dumnezeu. Asta e. Tu te vinde tot și urmează-mă pe mine. ia crucea, asta e important și cu iați crucea, pentru că crucea înseamnă de fapt să uh, nu, nu cauți binele în viață. Da. Să nu-ți cauți binele tău, asta înseamnă crucea. Adică uh, Dumnezeu înseamnă nu binele tău, hmm. pe primul plan. să Binele celuilalt pe primul plan. Asta înseamnă crucea, da. să faci totul pentru cealaltă, nu pentru tine. Să dai întâietate celuilalt, să te lași folosit de el, să faci voia lui și nu voia ta, să dai întotdeauna dreptate. Asta înseamnă crucea. Și, bineînțeles, dacă... dar nu le explică oamenilor lucrurile acestea. Că spun că dacă le-ar explica, a fugit toți. La a doua zi nu mai vine nimeni la biserică. S-a termin... închis biserica. Da, da. Deci, chestie, omul se duce la biserică să se întâlnească cu Dumnezeu, dar dacă îi spui că trebuie să-și reducă bunăstarea, nu-l mai interesează de Dumnezeu. Deci, el nu pe Dumnezeu îl pune pe prim plan când merge la biserică, ci pune da. bunăstarea lui, averea lui binele propriu. Deci îl pune pe satana. Că binele propriu înseamnă satana. Eu mai presus de toate. Binele meu, adevărul meu, dreptatea mea. Se face Dumnezeu lui și îl respinge pe Dumnezeu cel adevărat. Care înseamnă modestie, simplitate și smerenie. Mai departe. Da. Uh... cei mai cu uimindu-se, zicea unii către alții, atunci cine poate să se mântuiască? Isus privind în fața lor, le-a zis, la oameni lucru e cu neputință, dar nu la Dumnezeu, căci la Dumnezeu toate sunt cu putință. Petru, prins, a zice, iată, noi am lăsat totul și am venit după tine. Isus răspunse, adevăr gresc vouă, nu este nimeni care să-și fi lăsat casa sau frații sau surori sau mamă sau tată sau copii sau țarină pentru mine și pentru Evanghelie, care să nu i-a însutit acum în vremea aceasta, case și frași și surori și mame și copii și țarine, deși cu prigoniri, iar în veacul ceva să vie viața veșnică. Vezi, vezi și interesant ce frumos aici. Deci viața da. veșnică este legată de lăsarea de sine. Dacă nu te lași pe tine și te, nu te desprinzi de tot ce preferi și pui tu pe primul plan din lumea aceasta, nu ai parte de viața veșnică și mântuirea este chiar despinderea. Da. Deci despinderea de toate preferințele și lucrurile pe care le poți cel mai mult este mântuirea. Adică să nu le punem pe blan, să nu facem totul pentru ele. Și atunci, da. că el zice la un moment dat am venit să aduc sabia, să despar bărbatul de femeie, părinții de copii. De ce sabia? Pentru că e atașament. Și da. trebuie. Deci el a venit să despartă Adică să arate calea divină, care este o cale în care materia nu poate fi pusă pe primul plan, nimic din ea. Pentru că e secundar și te omoară. În momentul în mm. care pui ceva din masa asta pe primul plan, a început să a început de străbarea vieții tale, necazul la început. Da. Mulți însă, fiind întâi, vor fi pe urmă și cei din urmă în frunte. Fiind întâi, probabil, să aici se referă clar la, la lumea aceasta. Cei care sunt întâi pe primul loc în lumea aceasta uh, vor fi pe urmă. Și cei din urmă, cei care sunt mai mici, vor fi în frunte. Erau acum pe drum și se suiau la Ierusalim, iar Iisus mergea înaintea lor. Ucenicii erau uimiți și cei ce veneau după el cuprinși de teamă. Și luând la sine iarăși pe cei 12, începu să le spună cele ce erau să-i se întâmple. O clipă. Da. Deci, mulți însă fiind întâi, vor fi uh, în urmă din urmă Deci aici vrea să zică că cel care se despinde de materie este, este deja da. în divin. Că el se îndreaptă spre divin. Că divinul înseamnă nu lumea. Cel care se duce spre lume este, se îndepărtează de Dumnezeu și da. el se apropie de iad. Că lumea exterioră este iadul. Omul când, ce scrie pe casa omului mare și frumoasă? Iad. Uh -huh. Mașina lui frumoasă, ce scrie? Iad. Da, da. Deci tot ce depășește necesitatea este iadul. Atâta timp cât te mulțumești, ca, adică la funcție. Uh, ai mașină, dar o mașină simplă și urâtă și mudară și nu știu cum. Deci să nu depășească necesitatea, este cea care să-și fac, să facă, lucrarea. Dar când este da. ceva foarte frumos, atunci acolo e orgoliu. Cu cât e mai frumos, cu cât e mai perfect, cu atât orgoliu mai mare. Ce înseamnă 666? Înseamnă aproape perfect. Deci înseamnă perfecțiunea, frumusețea acestei lumi. Strălucirea mm -hmm. ei înseamnă strălucirea. Mai mult 666 înseamnă mai mult decât ai nevoie. Da. De dacă te uiți la fiecare din noi, fiecare caută mai mult decât ai nevoie. Da? Deci caută da. pe diavol 666. Deci mai perfect, mai bun decât avem. Mai frumos, mai aspectos, mai grozav. Păi uite cum, cum au făcut ei acum, cum scoteau... Uh, mașini după mașini, din ce în ce mai uh, umoți telefoanele, din ce în ce mai... Acest Și, practic, dacă te uiteai la ele, nu era mare diferență, era doar reclama. Aici, același lucru nu. ca la simplu, da. de la început. Exact, da. Um. Că iată mergeau în sus la Ierusalim și fiul omului va fi vândut arhiereilor și cărturarilor și îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâna păgânilor. Și aceștia îl vor bat șocorii și îl vor scuipa și îl vor biciui și îl vor omorâ, dar după trei zile va învia. Atunci au venit la el Iacob și Ioan, fiii lui Zevedeu, și i-au zis, Învățătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la tine. Și Iisus i-a întrebat, ce voi să vă fac? Iar ei o, au spus. O clipă, o clipă. Aici ne gândim exact la chestia cu David și cu regele. Da. Deci Dumnezeu i-a dat regiului duh rău ca să-l prigonească pe David, ca după aceea să ajungă în cercul acelor pro proroci și să da. prorocească și el, să-i cadă mintea și să devină ca și ei, pentru că exact cum spunea și tu, fiecare să-și cucerească nivelul de înțelegere. Da? da? Deci l-a ajutat să-și Deci Dumnezeu nu stă să... Gata, îl fac înțelept ăsta. Nu, trebuie să câștigi singur. Nu intervine decât așa foarte fin și pentru ceva din viitor. Și aici și la Isus probabil a fost același lucru. Da. Și luăm povestea așa cum este, nu stăm să analizăm alte lucruri. Deci el a intervenit cu, cea, cu trădarea care a fost, cu nu știu ce, cu moartea, ca să învie și mai departe, ca să dea un exemplu omenirii, și așa mai departe. Da, da. Deci asta trebuie să înțelege, că în viața fiecăruia din noi, el intervine, îi pune pe oameni să se comporte într-un anumit mod cu noi, în funcție de ceea ce este noi, dar nu că omul acela are ceva cu noi, că vrea, el nu vrea, el nu știe ce face. Dumnezeu da. îl pune, el reexecută în ordine, ca o păpușă. Și asta face. Deci lucrează la ordin. Oamenii din fața noastră lucrează la ordin de sus. Toți, toți. Nu, nu că ei vor să ne omoare. Deci Dumnezeu prin ei doar ne corectează ce este noi. La noi e problema. Că dacă acolo e agresivitate mare, determinăm agresivitate din față. Deci nu ăla care la, ne atacă și ne omoare este criminalul. Și noi suntem criminalul. Pentru că ce a făcut El a fost întâi în noi, că dacă nu era în noi, nu era nevoie să vină din față să ne lovească în halul ăsta. Deci da. noi întotdeauna pedepsim pe Cel care de fapt este oglindă divină și doar ne arată Dumnezeu prin El ce este în tine. Și noi mereu îl pedepsim pe Dumnezeu. Îl băgăm da. în închisoare pe Dumnezeu, îl omorâm, nu știu ce-i facem considerăm păcătos și tot de despovedanii este concentrat pe exterior că Dumnezeu e păcătos și are 464 de păcate. Când de fapt momentul în care noi am absolutizat idealuri, virtuți și reguli, am devenit da. intolerant și am construit inversul. Invers că le-am dat puterea și să ne și distrugă. Deci întotdeauna când ai absolutizat o virtute vei fi distrus. Vei fi distrus de inversul virtuții respective. Pe exemplu, Gabriel a absolutizat bărbatul care nu fumează și bărbatul acela a fumat, i-a distrus complet, adică a dezamăgit-o complet. Pentru că întotdeauna răul îți arată că nu e bine ce absolutizezi, nu e corect, că nu poate să fie absolutizat nimic în lumea aceasta. Deci primele două părunci ar trebui cumva traduse. În sensul că nu ai voie să pui nimic din lumea aceasta pe primul plan și să-l faci idoli, să-l faci ideal pentru că te va distruge. Deci când pui ceva, o virtute pe un plan, vei crea inversul acelei virtuți. Că, spre exemplu, dacă creștinii au zis că cel mai bine este familie, bărbați și femei, și cu fervoare au luptat pentru chestia asta, datorită luptii da. respective, au construit inversul. Și cu cât lupta a fost mai mare, cu atât inversul a fost mai puternic decât ei. Deci le dă victoria deci trebuie să da, se înțeleagă da. că ea inversi, vor câștiga. Datorită fervorii cu care se luptă. Deci, pe exemplu, la Gabriela, a zis că bărbatul trebuie să nu bea, bărbatul acela l-a făcut mai băutor. Deci, cu cât ea strântea, îl critica, îl acuza, îl, îl călca în picioare, că ești băut, că ești bețiv, că toată ziua piesi banii la bingo și mai departe, cu atât ăla devene mai bățiv. Da. Și îl determina a, a, a rupt după aceea relația. Nu el este de vină. El a arătat că uite, tu absolutizezi virtuțile astea și pe mine Dumnezeu mă pune să te salvez. Îți le distrug în modul acesta. Deci întotdeauna uh, divinul distruge când printr-o răutate din față sau ceva care nu ne place, distruge un diavol. Întotdeauna distruge diavolul din noi. Deci răul este cel mai mare bine. E un bine mai mare decât binele. Ne-ar trebui să apreciem. Cum apare cineva care ne face ceva, arată că este un absolut în noi, un absolutist care trebuie să ne distrugă. Vine cineva și ne ceartă. Soțul zice ceva, nu știu ce iritat. Păi trebuie să te uiți, băi, de ce e iritat? Ce, ce înseamnă că e ceva asemănător în mine, dacă poți să-ți dai seama, este bine dar dacă nu cedezi să înțelegi că ți-a distrus uh, diavolul și ți-a făcut un bine, ți-a curățat sufletul. Trebuia să facă. Trebuia da. că nu, te, nu putea să te lasă mai, că ai, ai fi crescut cu alte absolute și de vedea intransigentă, dure și trebuia să vină împotriva ta ceva din față, nu neapărat prin soțul tău, o mașină să-ți ceva în cap care să te ducă înapoi în neutralitate pentru că uh, acest principiu al lui, lui și Atelier uh, acțiune și reacțiune, deci va fi tocit. Întotdeauna când te prinde cu un uh, viciu, cu o uh, virtute pusă pe primul plan, vei crea un viciu, vei crea ceva neplăcut, o durere din față, care te va lovi și va câștiga. Aici trebuie să înțelegeți, va câștiga. Întotdeauna când am pus o virtute pe primul plan, uh, inversul va câștiga împotriva noastră, fără drept de apel. I-am dat puterea, i-am dat uh, victoria. Nu știu. Eu cred că o să le tot repetăm. Mi se par, pentru oameni, mi se par așa de grele. Sunt, de eu acum mă gândeam, Marius, când vorbeai tu și mă pot pune și în, în pielea lor uh, și îmi dau seama că uh, e de neconceput să un om care nu, nu a auzit până acum învățăturile să le audă și chiar îi să răstoarnă ceva în interiorul lui, adică creierul, cred că, nu știu, se <laughs> întâmplă ceva acolo, nu poate primi aceste informații. Le blochează, efectiv. Da. Iar mă gândesc acum, când explicăm noi lucrurile astea, pentru tine este lucrul cel mai bun și pentru Teodora, și pentru da. Simona, pentru că vi se reordonează câmpurile, vi se reașează da. câmpurile. Aici se mânuiesc energii. Când spunem noi lucrul acestea, pentru că le spunem în cauzal. Adică de unde pornesc lucrurile și unde ajunge, lucrul ăsta da. ăsta purifică câmpurile. De la o parte sistemul vechi care face identificarea pe dos și uh, curăță câmpurile. În momentul în care tu înțelegi, deja ai câmpul curat. Da, da. Deci dacă, tu, dacă nu ai fi înțeles, acolo unde n-ai înțeles și ai o rezistență, acolo va fi distrusă de timp. Va fi distrusă de situații de viață din oameni. La început, da. prin mine se întâmplă un avertisment. Dar dacă ai rezistență, îți va veni din față ceva ca să-ți distrugă rezistența aceea. Da. Nu există scăpare. În fața iubirii care te duce în neutralitate și în starea de zero, nu se poate lupta. Pentru că nu se poate permite agresivitatea. Agresivitatea e strâmbarea cubului. Nu se poate accepta strâmbarea cubului. Ca să poate să funcționeze atomii și tot ce este acolo, trebuie pus la loc. Și vine da. tine și cu ciocanul acela începe să-ți bată din tablă <laughs> și <laughs> îți pune tabla la loc, ți-o așa frumos, da. te păpsește, te lipește, spune acolo cu da. glu. Și, da, și în același timp când, când tu explici, eu mă și gândesc, mă pun în locul oamenilor și îmi dau seama de ce nu, nu pot înțelege. Îmi dau seama că ei... Nu pot, adică e, e ca și când chiar le le răstorn tot ce au știut ei până acum. Se și revoltă? e ca un Se șoc. Revol Se revoltă? Nu știu dacă chiar toți s-ar revolta, dar e ca un șoc. E aproape că parcă creierul nu poate prelucra informația. E. E ce nu înțeleg? Bun, nu înțeleg. Da. Uh, dar. Uh. Cu un lapsus. Deci ei nu pot să înțeleagă această informație, da. dar nu suferă acea veche. Au da, suferă, dar atât știi, e cumva suportabilă suferința pentru că dau vina în afară. Și îl găsesc pe altul vinovat. Și ei să luptă, și tot speră că o să-și demonstreze dreptatea. Și cam așa merge. Adică, eu undeva ego speră că-și va găsi. Le ta. explodează în interior atunci, le crește în interior. Păi, găsesc, da, le interior. explodează, da. Deci, când arunci vina în afară, îți agresivitatea găsiritatea da. interioară. Și vei da. chema forțele cerului mai puternic împotriva ta. Deci, cel mai periculos lucru este să vezi rău și vinovați în lume. Cel mai periculos. Da. Pentru că ăla este iadul. Va veni împotriva ta și te va distruge te va în genunchea. Dar nu pe tine. Genunchează diavolul din noi, asta trebuie să înțelegem. Și e bine ce se întâmplă. Da. E ceva rău. Faptul că oamenii ne produc pierdere ne cazul, ne că nu fac ce vrem noi, este foarte bine. Da. Deci niciodată ei nu este nevoie să facă ce vrem noi. Nu uh -huh. sunt datori. Nu sunt dator niciodată. E divinul, e soarele de iubire care îi face ce vrea în față. Și Dumnezeu prin oameni doar ne iubește. Ne distruge -ă, cu stabilitatea, siguranța, ce pune noi pe primul plan, ne distruge. Pentru că n-ai voie la, la, el, da. trebuie să stai în mâna lui, adică să preda total, să te predai în mâna lui total. Aia este starea ideală. Să te lași sunt... condus, purta de el. Deci sunt două tipuri de, de oameni care văd vinovați în afară și alții care se văd pe ei vinovați. Bănuiesc că aia care se văd pe ei vinovați ar avea șanse mai mari. Că atunci zici, băi, eu sunt vinovat, uite, pot înțelege, pot lucra, mă gândesc eu. O să mă schimb pe mine, că îmi dau seama că toate se întâmplă datorită mie. Nu aș putea mine. să spun vinovat, că trebuie să corectezi și Da, gândim mine. în dual, vorbim în dual ca să... Da. Când nu înțeleg e... că trebuie să corectez la mine. Cau să văd, dar nu am timp să îmi dau seama despre ceva. Da, da, Atunci am da. cedat și am acceptat. Poate da. mă pot gândi să văd ce din mine mi-a reflectat exteriorul. Dacă găsesc, da. dacă nu găsesc. Când sunt lucruri de amănunt sunt astea de mici. Mici mici. S-ar putea să nu găsești nimic și să vină de la alții, programele de la alții. Da, da. Din spate care vin implacabil și asta este. Deci nu, eu nu fac niciodată probleme să văd de unde au venit. Uhum. întotdeauna am cedat da că a venit odată o țigancă la mine și mi-a zis de bun ce-ai fost niciodată n-ai avut parte de bucurii dar de aici încolo gata s-a terminat și m-am uitat ce am făcut m-am că întotdeauna am cedat nu m-am confundat niciodată deci a fost literă de lege exact ce mi-a zis Dumnezeu ce trebuie să fac tu ființă să cedezi tot timpul să mă las tot timpul și a zis da tot timpul asta am făcut indiferent de, de de miză. Cât era da. miza de mare, eu am cedat. Și interesant este că cu cât miza e mai mare, cu atât cedezi mai ușor. Sunt da. pe dos. Sunt construit pe dos. Păi vezi, aici e cheia la tine. Ești construit pe dos. Sau noi suntem făcuți pe dos. Nu știu, că tu ești cum trebuie. Da. <clears throat> Da. Tu ai venit cu înțelegerea pe când, uh, uite, în cazul meu, ți-am zis de visul ăla când mi-a apărut Dumnezeu și mi-a zis să, să distrugi toți gânda aceștia. Și îți dai seama cât îi fi avut eu de distrus, de dizolvat, câte... Ce ai făcut? ai călcat picioare? Uh, nu, doar mi-am dăduse ordinul. A, nu, te -a nu apucat să distrugi? Nu m-a în fața lui, că acolo mi era tot așa o frică de el. De... Păi du-te în vis, închipă niște gânda și începe să-i distrugi. Merge așa? Da. Pe păi, ultima oară, când mi-a apărut a doua oară același vis, mai era un singur gândac, că ți-am zis la începutul anului, că am zis eu că gândacul ăla mare era absolutizarea la care ajunsesem noi. Ah, <laughs> și zis, deci zi, mai rămăsesc un gândac. Da, un gândac, dar cel mai mare, cel mai dolofan. Și da. eu am făcut legătura că zic eu absolutizarea, zic asta trebuie să fie, cheia asta e cea mai mare. Zic dacă o reușesc pe asta, zic înseamnă că s-a da, terminat. Să nu mai absolutizezi și atunci o mă gândac? Da. Da, 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 da. Deci, Dar vrei să spui ca... că atunci când noi absolutizăm ceva, de fapt, întărim, creăm niște gândaci, și când nu mai absolutizezi, o mor gândaci. Da, așa mi-a părut mie în vis, așa a vrut Dumnezeu. Că tot așa, îl simțeam foarte mare și vroiam să mă uit și nu mă lăsa să mă uit spre el, mă presa. Și mi-era și frică de el. Era diavolul. Pentru că era foarte, foarte dur. Foarte dur cu mine, știi? Era parcă poruncitor, așa îmi spunea. Habar n-aveam ce. Acum am făcut. Că asta e de 20 de ani în urmă visul. Deci acum am făcut legătura cu învățăturile. Nu, nu știam ce vrea să-mi zică. De ce m-a băgat la deratizare pe mine? <laughs> uh, unde am lăsat? Sus. 38. Da. La, am spus asta și Isus i-a întrebat ce voiți să vă fac. Iar ei au spus, dă-ne nouă să ședem unul de-a dreapta ta. Microfon. Nu aud? să ședem unul de-a dreapta ta și altul de-a stânga ta într-o mărirea ta. Iar Isus le-a răspuns, nu știți ce cereți. Puteți să beți paharul pe care îl beau eu sau să vă botezați cu botezul cu, cu care mă botez? Zisa lui, putem. Iată, asta e o mândrie aici, e o mărire de ei, habar n-au. Isus le-a zis atunci: paharul pe care eu îl beau, îl veți bea, și cu botezul cu care mă botez, vă veți boteza. Dar așa de-a de -a dreapta mea sau de-a stânga mea, nu este al meu să dau, că se va da acelora pentru care s-a pregătit. Când auzirea ceilalți zece ucenici începură să fie mânioși pe Iacob și pe Ioan. Atunci, Isus, chemându-i la sine, le-a grăit: Știți că cei ce socotesc domnitori peste popoare au asupra lor putere, și mai mari lor le țin în mână. Dar nu astfel trebuie să fie între voi, ci care dintre voi va vrea să fie mare, va fi slujitorul vostru. Și care va vrea să fie întâiul, va fi tuturor sluga. Că și Fiul Omului n-a venit ca să-i se slujească dar ca să slujească și să-și dea sufletul preț de răscumpărare pentru mulți. Și au sosit în Ierihon, iar când au pornit din Ierihon, el, ucenicii lui și mulțime de norod, Bartimeu, feciorul lui Timeu, un cerșetor orb, dea jos pe marginea drumului. Și auzind că este Isus Nazariteanul, început să strige și să zică, Fiule a lui David, Isuse, miluiește-mă pe mine! dar mulți îl dojeneau ca să tacă. El însă cu mult mai vârto striga, fiule a lui David, miluiește-mă pe mine. Atunci Isus a stat locului și a zis, chemați-l. Și l-au chemat pe orb zicându-i, ai încredere, scoală-te, te cheamă. Iar orbul, lepândând haina de pe el, a sărit în picioare și a venit la Isus. Deci l-a întrebat Isus zicându-i, ce voiești să-ți fac? Iar orbul i-a răspuns, rabunii, să deschid ochii. <laughs> Ci Iisus grăita lui, du-te credința ta te-a mântuit. Și își căpătă vederea în clipa aceea și porni după Iisus pe cale. Dar ce pățește el după nu spune. Cum? Dar ce pățește el după nu spune. Nu mai spune. Da, asta, să știi că m-am gândit și eu. Uite, n-ar fi... Trebuia să spună și ce s-a întâmplat cu tot poporul ăsta vindecat și mm -hmm. exorcizat. Da. Dar și asta cu, zice, ce voiești să-ți fac? Era, parcă ți imaginezi așa o tarabă. Ce să vă dau, domnul? Vedere, dați-mi. Uh, noi nu putem să luăm uh, în, în, în mod absolut, cu majoritatea oamenilor iau textul Noului Testament. Pentru că eu am fost în camera unde cei patru înțelepți au scris aceeași carte și am participat între șase luni și un an de zile pentru că nu aveam măsură da. a timpului, nu mi-am dat seama despre ce vorba. Poate chiar mai repede au scris cartea respectivă și ce s-a întâmplat acolo nu poate fi spus pentru că distruge toată credința. Da. Asta trebuie să spunem. Și din cauza asta noi privim lucrurile ca o lucrare, o lucrare care a urmărit ca scop uh, uh, atașarea omului de materie mai puternic și s-a făcut prin comportament, într-un anumit comportament, a fost ridicat un om mai presus decât alți oameni, în condițiile în care în Vechiul Testament Dumnezeu spune că voi sunteți toți, toți fiii mei, voi toți sunteți sfinți, nu este unul mai presus decât altul. Și Isus a zis: Nu ascultați de Vechiul Testament, în condițiile în care tot în Vechiul Testament spune că, în perenitate, ceea ce este scris în Vechiul Testament este adevărat în Veacul Vecilor pentru fiii voștri. Deci este adevărat da. în Veacul Vecilor. Pe undeva, pe undeva este extraordinar de adevărat și de important. Pentru că modalitatea de a, scri, a fi scris uh, Vechiul Testament a fost scris de proroci, de anumiți oameni care aveau curățenie sufletească, care erau desprinși de materie, deci au aplicat primele două porunci cu sfințenie și atunci puteau să comunice cu Dumnezeu, că nu poate comunica cu Dumnezeu decât cel care este simplu. De aceea tot ce este scris acolo este adevărat. Da. Nu știu, nu. La Noul Testament uh, sunt adevăruri foarte mici, sunt inversări, uh, luat efectul, făcut cauză, ceea ce pf, e absurd de tot pentru că e ilogic. Că nu mai ajungi uh, să-l iubești pe aproape tot, să dai și cam așa de pe tine, dacă uh, tu nu scazi uh, bunăstarea și comunitățile. Nu te desprinzi de materie. Deci, despindă de materie este pe primul plan. Este primul lucru pe care trebuie să-l faci. Și apoi se ridică vălul și vei putea să... Nu poți să-i da. cer un om care este bogat să-și dea totul, că n-ai cum. Este imposibil. Dacă cineva vine la tine și îți ia ceva, dă-i totul. Nu se... um, nu poate să facă asta. Da. Nu, imposibil. Eu, acum dacă luăm, să zicem că vine unul să te jefuiască, cred că dacă te apuci și spui ia totul, cred că îl blochezi. Dar asta s-a întâmplat la da. Părintele Galeu. La Părintele Galeiu a venit un hoț. Și el când a venit de la sușbă, l-a prins pe ăsta acolo. Îi, îi lua toate sfeșnicele acela dau și așa mai departe care le avea acolo și le punea într-un sac. Da. Și s-a da. atresărit când a, a fost surprins și Părintele a spus, stai liniștit, nu te cer, nu-ți fac nimic, nu te bat, ia tot ceea ce ai nevoie, pă, pentru că probabil ai nevoie că de aceea ai venit să faci asta și eu plec. A venit după o oră și l-a găsit pe ăsta, a pus toate, tot sacul înapoi, tot ce a luat a pus înapoi și stătea în genunchi. Deci s-a convertit imediat pe loc, instantaneu. Deci afirmația aceea, fă ceea ce -a, fă lucrarea pe care ai de făcut, l-a blocat. Da. Da, într-adevăr, e dreptate. O fază de asta e descrisă și în Mizerabili, în cartea Mizerabili a lui Victor Hugo. Da? Așa se duce, da, erou principal care era un fost pușcăriaș și este cazat la un preot și îl jefuiește pe preot. Jean Valjean, parcă. Da, 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 da. Și chiar dacă își dă seama preotul, îl lasă și îi mai pune și în traistă în plus. Parcă era un personaj pe care îl mai Marius cumva. Da, da, da. Cel care s-a îndrăgostit de fica lui Jean Valjean. Am înțeles. Da, da. Frumoase cărți. Da, foarte frumoase. Mergem mai departe. Capitolul 11, da. Da. Intrarea în Ierusalim. Smokinul neroditor, curățirea templului, puterea credinței botezului Ioan. Iar când a fost aproape de Ierusalim, la Be Betfage și la Betania, lângă muntele măslinilor, a trimis pe doi din ucenicii săi cu această poruncă. Mergeți în satul care este înaintea voastră și, intrând în el îndată, veți afla un mânz legat, pe care n-a stat până acum niciun om. Deslegați-l și aduceți-l. Iar de vă va zice cineva de ce faceți aceasta, spuneți că Domnul îi trebuiește." și de grabă îl va trimite iar aici. Deci au mers și au aflat mânzul, legat la ușă, afară în uliță și l-au de dezlegat. Ci unii din cei ce stăteau acolo le-au zis, ce faceți de dezlegați mânzul? Ei le-au spus precum le-a poruncit Isus și i-au lăsat. Atunci au adus mânzul la Isus și i-au pus veșmintele pe mânz, iar Isus a șezut deasupra. Și mulți își așternau hainele în drumul lui, iar alții așternau stâlpări pe care le tăiaseră de prin grădini. Iar cei ce mergeau înainte și cei ce veneau pe urmă strigau zicând, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Binecuvântată este viitoarea a părintelui nostru David, Osana întru cei de sus. Și-a intrat Isus în Ierusalim și în templu și a privit toate de-a rândul, iar ceasul fiind acum spre seară a ieșit la Betania cu cei 12. A doua zi, pe când porneau din Betania, a flămânzit. Și văzând de departe un smochin care avea frunze, a mers acolo. Doar va găsi ceva în el. Și ajungând la smochin, n-a găsit nimic decât frunze. Căci nu era timpul smochinelor. Atunci Isus rosti către smochin: De acum înainte, rău din tine, nimeni învea să nu mănânce. Iar ucenicii lui au ziră cuvântul. Și au venit în Ierusalim și intrând în templu a început să dea afară pe cei ce vindeau și pe cei ce cumpărau în locașul sfânt. Iar mesele zarafilor și băncile negustorilor de porumbei le-a răsturnat. Și nu îngăduia să mai treacă nimeni cu vreun pas prin templu. Vas, vas. Cu vreun vas prin templu. Și învăța și le spunea, nu este oare scris, casa mea, casa de rugăciune se va chema pentru toate neamurile? Voi însă a făcut din ea peșteră de tâlhari. Ne oprim. Da. E frumos cu tâlhari. <laughs> da. Deci, mintea noastră trebuie să fie golită de cumpărători și vânzători. Da. Ăștia sunt tâlharii. Da, da. Care fură ce? Liniștea, pacea noastră. Da? Da. Și de ce a făcut A dat la o parte de deci ce orice gând care este referitor la lumea aceasta, la câștigat, de a avea, la aduna, trebuie dat afară, pentru că nu este vorba despre noi. Ființa de din noi nu are treabă cu așa ceva. Deci este vorba de o dezidentificare de eu. Deci rezolvarea tuturor problemelor din viața noastră se rezolvă numai prin dezidentificarea de eu. Nu să lupți cu ceea ce este în fața ta, cu cafeaua, cu țigările, cum aștiu eu ce, nu asta trebuie făcut, ci dezidentificarea de eu. Adică înseamnă să nu cauți un bine mai mare decât binele, să nu mai împarți în bine și rău și atunci când ai unit contrariile, nu mai ești dezichilibrat. Dacă nu mai ești dezechilibrat, nu mai ai nevoie de o cafea, de țigară și mai departe. Deci nu mai așa sau de băutură. Da. Mai așa se poate omul și poate răzva. și toate situațiile de viața noastră dificile vin din prea mult eu, din prea multă apărare, prea multă preocupare pentru binele individual și prea puțină preocupare pentru binele celorlalți. Adică prea puțină slujire. Până și bolile sunt pe același principiu. Adică, ce înseamnă când slujești prea puțin? Înseamnă că celula din noi. Nu mai dă energie la cealaltă celul și încep să se uh, devină celule egoiste. Când devin da. egoiste, se ocupă numai de ele, ai făcut cancer. Deci asta este mecanismul. Deci Celula urmează modul tău de comportament. Deci trebuie să fii atent ce faci tu, cum faci, ca să fii în viață. Deci nu, omul poate să n-aibă niciun fel de cancer vreodată dacă se preocupă numai de ceilalți, că tu trebuie să dai energie ca să primești energie subtilă, dai energie grosieră, materială și primești energie de înaltă calitate ca să transformă situații de, de viață favorabile în uh, fericire, în sănătate și viață lungă. Păi ești interesat. Mm. Nu ești interesat să ții nimic pentru tine. Deci ești, ce mai interesant, noi suntem interesați să pierdem avantajele noastre. Să nu le vrem, să nu câștigăm, să nu avem uh, tot ceea ce vrem. Deci când nu primim ceea ce uh, dorim, este har. Deci este o binecuvântare. Să nu primești este o binecuvântare. Să nu ai, să nu ți se dea, să nu ți se satisfacă dorințele. Este har. Că invers, dacă ți se fa satisfac dorințele, nu e bine ceva acolo. Înseamnă De. eu pe primul plan și te vei lega, te vei atașa. Trebuie să te ferește atașament. Nici măcar gândul să nu ții la viață. Deci se poate să ne gândim că el, cum zice aici, casa mea, casa de rugăciun se va chema. Păi știi ce casa înseamnă rugăciune mea? aici? Aici înseamnă gol. Da. Deci în momentul în care ești gol, atragi pe Dumnezeu și cum în natura lui este să se ocupe golul, el vine imediat. În sensul ăsta de rugăciune. Oricum o rugăciune spusă cu gura, deci pornită dintr-un eu, înseamnă terea legăturii cu Dumnezeu, că este voia mea peste da. voia lui. Eram în divin înainte și cine te-a pus să ieși? Da. Deci când când ai inițiezi o rugăciune, o meditație, un exercițiu, de fapt omul iese din divinitate că inițial este făcută cu un eu. Înainte era liniște și pace și deodată zice că trebuie să obțină ceva. Nu trebuie să obții da. nimic, că viața este perfectă în fiecare clipă. Cu bine și cu rău, nimica nu este imperfect. Că Dumnezeu nu poate să facă lucrurile imperfecte. Dacă celul are un milion de operații pe secundă, dă să da. seama ce uzină este acolo, nu? Ce știi tu ce se întâmplă într tot celulă? Dar mi în tot organismul, că nu știm nimic. Nu avem niciun fel de control asupra nimic. Și venim ca nebunii peste, peste organism să schimbăm ceva la el. N-ai ce să schimb. Trebuie doar să intri în armonia divină, să dai mai mult. E o problemă de energie, e total altceva. Da. E aici o păcăleală cu medicamente, și nu știu ce, sau să, să rezolvi ceva la, la, sănătatea ta. Nu. Trebuie. Deci boala vine ca să blocheze preocuparea exagerată pentru binele propriu, faptul că a sfârșit prea puțin oameni. Păi și faci invers. Faci voia lor întotdeauna și ești în zero. Te duc în neutralitate. Adică te duc în zero, te duc în divin, este, asta este bine, asta înseamnă iubire de Dumnezeu. Deci să-L vrei, să vrei pe Dumnezeu înseamnă să nu vrei pentru tine, să vrei pentru celălalt. Când îl slujești pe celălalt, ai intrat în divin automat, instantaneu. că nu te mai preocupi de tine, eul dispare. Atunci rămâne numai Dumnezeu, vine imediat în tine. Atât că noi facem totul pentru noi și de dimineața până seara numai la asta ne gândim, atunci întărim un diavol, că asta este diavolul, este binele meu mai presus de toate, dreptatea, adevărul și binele meu. Ne facem Dumnezeu nostru, credem că avem dreptate și adevărul e de partea noastră și ne putem să iubim, îl, îl, excludem pe celălalt din fața noastră pentru că îl vedem dușmanul nostru și adversar și luptăm cu el. Deci luptăm cu Dumnezeu. Deci ce om din fața noastră este soarele de iubire, cum să lupți cu el? Ce ești nebun? te va zdrobi. În momentul în care ai apărut lupta, ai pierdut. Vei fi zdrobit, îi dă victoria celuilalt. Automat. Când noi inițiem o luptă, noi vom fi zdrobiți. Când acuzăm, când criticăm, când zice că e vinovat, omul, acela nu e vinovat. în contră, e ceva care este în noi și vine și ne distruge. Ne salvează viața, îl omoară pe diavol, îl anihilează pe diavol. Păi e bine, de ce să nu fi fericit? Singura soluție este ce a zis Dumnezeu cu vocea lui în tot cartierul albă. Ce trebuie să fac tu ființă să mă las tot timpul? Da, tot timpul. Lasă-te învins. Nu ai dreptate da. niciodată. Nu e nevoie să lupți când ai cu cine, că lupți cu mine, ce ești nebun? <laughs> Cum sună? Lupți cu mine, ce ești nebun? Ai nebunit? <laughs> păi cred că, cred că suntem nebuni. <laughs> nu dai seama de mărime, de forță, de putere. Da. Da. Dar vreau să spun că aici, casa mea, probabil că se referă cumva și la, la trupul nostru, nu? În care Dumnezeu să le Da, sigur, că sunt tensiune da. acolo în momentul în care noi gândim da. că la ai vinovat, e o tensiune care aruncăm în corp. Da, da, da. Adică, noi ce facem? Când acuzăm pe celălalt și îl judecăm și zicem că e vinovat, atacăm legea iubirii din, din noi. Ne atacăm din pe noi. noi da, da. Deci celula doar dăruiește, e, ea știe clar că asta este legea iubirii, că așa trăiește ea, da. că dacă nu ar mai dărui, ar muri și ea vrea să trăiască și tu vii și îi zici că ăla e vinovat. Păi vine în contradicție, că o pui pe ea să creadă că celălalt, cealaltă celulă e rea, e vinovată, da, cum să, da. că ea dă 80% de energie, nu poate să conceapă că cealaltă celulă e vinovată. Înțelegi? Deci e adânc. Deci păi, da. suntem pe dos, complet pe dos. Da. Luptăm cu noi, ne omorâm singuri. Deci, întotdeauna când judecăm pe celălalt și îl acuzăm, noi ne atacăm pe noi, atacăm celula din noi și zicem, tu nu știi ce faci, de ce dăruiești totul celuilalt? De ce iubești fără condiții? Păi, asta e legea iubirii, asta e Dumnezeu, n-ai mai funcționat tu. Deci noi, noi începem să ne omorâm atunci ne facem un program de autodistrugere de nu ne vedem, este autoblestem noi când atacăm persoana din fața noastră ne blestemăm pe noi să fie clar asta peștere de tâlhari peștere de tâlhari, o facem deci auzit-o au mai mari și cărturari și căutau un chip cum să-l piardă că se temeau de el pentru că tot norodul era uimit de învățătura lui. Iar când se înseră, Iisus ieși afară din cetate. Dimineață, a doua zi, trecând pe acolo, văzură smochinul uscat din rădăcini. Atunci Petru și-a dus aminte și zise lui Iisus, Rabbi, privește, smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat. Și răspunzând Iisus grăita lor, aveți credință în Dumnezeu. Adevăr, gresc vouă, că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că, se spu că ce spune se va face, fi va lui orice va zice. Oprim aici. A, a făcut împărțire într-un smochin care dă roade și smochin care nu dă roade, în condițiile da. în care Dumnezeu, uneori, nu vrea să dea roade. Da. Păi a și spus, uite că zice, n-a găsit nimic sus decât frunze, căci nu, nu era timpul smochinelor. A, cu atât mai mult. Nu era timpul smochinelor și da. nu este. Vrei da. neapărat să, să rădească că nu era timpul să... Că a vrut el să mănânce. Eu, Așa. A vrut să-și da. să arată că el e Dumnezeu pe pământ Arate. și ce să, da. fie? Ce să da. fie... Deci, noi punem preț pe un om mai presus decât alt om prin faptul că nu vedem totul egal. Dacă vedem că pe Dumnezeu în toate, nimeni nu mai poate să fie mai presus decât orice. Deci anulat Vechiul Testament. Esențial a Vechiul Testament este că Dumnezeu este în toate. Este cea mai importantă afirmație care este acolo. Că da. eu sunt și deasupra, sunt și pe de sub și de, de sub. Eu sunt și alfa și omega, eu pătrund totul. Ca când înțelegi că eu pătrund totul, asta ce înseamnă? Sunt și binele și rău și smochin uscat și smochin da, neuscat da. nu e nimica de comentat, nu e nimica de judecat nu e ceva mai bun decât altceva este doar Dumnezeu care așa se prezintă în fața noastră mai mult din cauza noastră pentru că noi facem alegeri și căutăm un bine pentru noi și generăm inversul și pune pe Dumnezeu să vină sub forma da. inversă ca să ne distrugă țepușele sau cum zic eu vârfurile, să ne tocească vârfurile îl punem noi da. pe el tot timpul, nu-l lăsăm deloc în pace când lași viața să fie așa cum vrea ea și nu mai consider că nimica nu este rău și nu este vinovat atunci ai intrat în divinitate ești imediat deci nu este un efort de făcut este niciun efort de făcut da. Tu deja ești în divinitate și deodată ieși ca nebunul și începi să faci ceva și să cauți ceva și să nu știu eu, e ca un nebun parcă suntem nebuni un nebun, adică îi stă în divinitate și deodată el face pe nebunul, că el știe că el poate, că el vindecă. Nu se poate așa ceva. Tu erai în divinitate când lăsai viața așa cum este. Nu e nimic de reparat la ea, Dumnezeu le repară pe toate, ai încredere. Da. Că îi dă unul în duh rău, acum îi dă ca să-l ducă după aceea în, în, mijlocul unor oameni care îi proroce și să-l schimbe. Îi creează singur să poată să înțeleagă niște chestii. Așa a considerat el. Este, el, este, el e regizor. Ce să-i faci? Face întotdeauna ce vrea el. Da. Nebunia de pe lume. să Să reparăm noi. Aici totul se bazează pe ideea că este un om la care să, trebuie să te duci, cum e medicul, cum e. Așa au construit ei, de fapt, toată structura asta a societății. Politicianul, avocatul, preotul, toți medicul, toți ne ducem la ei să ne repară, că noi nu suntem noi. Nu e adevărat. În momentul în care consideră că nu este niciun rău în lume, nu mai e nevoie de boală. Nu mai e nevoie de neplăcere din față, de pierdere. Și atâta trebuie să faci, doar să unești contrarele și să vezi că totul este bine, că nu e ceva mai rău decât altceva. Că răul este în mare bine. Când vezi că răul este în mare bine și nu aveți niciun rău niciunde, exteriorul ia forma interiorului tău și va fi iubire orice ar fi. Da. Atâta trebuie să faci. Deci ca să schimbi viața ta, cum funcționează copiii. Noi zice că copilul nu învață, stai de, de capul lui. Nu e adevărat. Tu vezi rău din cauza asta nu învață și trebuie să te distrugă pe, prin copil sau prin soț sau prin, cu părinți sau prin colegii de la servici sau prin oameni de pe stradă. Deci oricum cum te prinde că ai ridicat ceva, acest principiu divin al iubirii vine și tocește vârfurile. Cum ai absolutizat o virtute, reguli ale lumii sau idealuri, cum ți le distruge? Da. Deci nu este problemă că celălalt este rău, problema este că tu ai ego. Ai ego și pui pe primul plan niște virtuți, de aici vine, de ăla la ai scaz, dacă l-ai scăzut, omul din fața ta nu mai este nevoie să bea, nu mai e nevoie să fumeze, nu mai e nevoie să cheltuiască banii. Deci, femeia aruncă vina în afară, zicând că bărbatul e de Nu are nicio treabă. Bărbatul e folosit ca și corector de divin. Este, Ea trebuie să nu absolutizeze virtuți, dar ea, când absolutizează virtuți, absolutizează cu 80% forță. Da, când bărbatul da. absolutizează cu 2%, din cauza asta bărbatul calcă întotdeauna regulile lumii. Bărbatul le încalcă. Așa este. Da. Nu le respectă, nu respectă nimic. Da. Și face ce face Dumnezeu. Dumnezeu asta face. Dumnezeu calcă în picioare regulile lui. Da. Ce a avut cu smochinul, smochinul la să blesteme? Eu nu știu. Că era Dumnezeu care nu vrea să o facă la timp smochine. Ce poți să-i faci? Da, a, vrut, a fost demonstrativă doar. S-a demonstrat da. puterea tot a tot. Apoi, să... faptul că oricine va zice aceste munte, ridică -te și te aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui și va, încrede, va, crede că se, că se spune, că ce spune se va face, fi va lui orice va zice. De ce? Pentru că în fundal noi suntem frați cu muntele. Da. Noi suntem chiar muntele. Și muntele. Voința muntelui e voința noastră. Dacă noi vrem ca să ne mișcăm, să intrăm în mare, intrăm în mare. Dar ca să, obții, să, ajungi la această dimensiune, să fii una cu toți, te să și contrariile. Dar nu da. spune cum să ajungi acolo. Și nu mă închipui că Fiul lui Dumnezeu să nu spună ceea ce, cum să ajungi acolo. Că noi, prăpădiții de noi, aici în aceste video, tot timpul spunem cum se face. Cum se face, cum se ajunge acolo. Fiecare din noi spune asta. Da. Exact. Iar nu acolo unde soluție. se evită. Acolo unde se evită lucrul acesta, înseamnă că nu se vrea să se spună adevărul. Ce vrei să-ți puterea numai pentru tine? dă la toată lumea. Ca asta înseamnă o scriptură. Să dai modalitatea de a ajunge divin la toată lumea. Să cunoască toată lumea. Să fie de folos pentru toți. Instrucțiuni de folosire. Cum să ajungem da. divin. Dar nu spune, nimic nu spune de aici. Spune aceea doar cu averea, dă toată averea și vinul la mine. Da. Zice în continuare că de nu iertați, iar când stați de vă rugați, iertați de a aveți ceva împotriva cuiva ca și tatăl vostru, cel din ceruri să vă ierte vouă greșelele voastre. Că de nu iertați voi, nici tatăl vostru din ceruri nu vă va ierta vouă, greșelele voastre. Deci foarte Dar, interesant, zice că dacă ierta, dacă rug, vă rugați, iertați. Pe da. ce Dar aici este problema mare. Omul din fața ta nu s-a greșit niciodată, este inversare pe efect. A pus accentul pe efect și nu se poate face. Fiul lui Dumnezeu nu poate să facă asta. Deci, da. omul din fața noastră nu este vinovat. Ceva din noi creează situația aceea, îl punem pe el să ia un rol. El, Dumnezeu, ia o mască și vine împotriva noastră și ne corectează și ne duce în iubirea orice a fi, distruge diavolul din noi și pe satana. Deci numai satana zice că omul din fața noastră este vinovat și trebuie să-l iertăm. Numai satana zice asta. Da. Păi nu, nu, dacă nu noi gândim că, trebuie. că avem de iertat cu cuiva, să zicem, e o creștere de ego acolo, nu? Că uite ce fac eu, te iert pe tine. Eu te văd vinovat, dar te iert. E un ego care. E un, crește. E un diavol acolo care zice asta. Da. Că diavolul, ce da. face diavolul? Aruncă vina în afară. Deci, Omul care aruncă vina în afară și zice că l-ai vinovat, e deja diavol. Da, dar însuși faptul că, uite, eu aș putea să iert pe cineva. Îmi crește ego. Că mă face, uite ce. Îți crește continuare ego, da, într-adevăr. Da, da. Deci nu poate fi aruncat vina în afară. Dumnezeu din afară, care vine corector, nu poate fi acuzat de nimica și nu ai ce să ierți la el, că l-ai din... pus tu pe omul acela. Deci criminalul suntem noi. Criminalii suntem da. noi. Ce ce zicem că ceea ce face cel din față care ne corectează nu e criminal. E, e victimă. Dumnezeu îl pune să facă chestia, îl bagă și în închisoare. Da. Pentru da. noi ca să ne salveze viața. Atât de important suntem noi. Oamenii se sacrifică pentru noi cu toții. Sau vine hoțul. Hoțul ne ia ceea ce ne N-a lipit de materie, ne ia tot ceea ce am plăceni noi mai mult și noi pedepsim hoțul. Păi de ce pedepsești hoțul? Că el da, s a făcut un bine, te-a despins de materie. Și eu o luăm de la capăt după aceea și vine unul al hoț. Sau vine o încercare mai grea, că dacă n-ai înțeles lecția prin coțul respectiv. Deci Dumnezeu folosește orice mijloace, nu face uh, economie de mijloace chiar dacă îi bagă pe oameni în închisoare, chiar dacă o să fie omorât și mai departe, din cauza noastră. Da. Tot ce se întâmplă este din cauza noastră. Tot ce vine din față e din cauza noastră. Dacă noi am fi cum trebuie și am iubit orice ar fi și n-am mai... Ce înseamnă iubire? Că trebuie să spui și ce înseamnă iubire. Înseamnă să unești contraile, să nu vezi rău niciunde. Să vezi rău în mare bine. Când ai, ai, ai schimbat și ai dat un sens, o etichetă pozitivă la rău, la negativ, atunci este în iubire, automat. Deci omul nu poate să iubească dacă împartem bine și rău. În păcat, nepăcat, drept, nedrept, nu poate să iubească. Acolo este diabolizare. Dacă cineva te îndeamnă și uite, aici este diabolizare. În momentul în care zice, deci prin schimbarea, a luat efectul și l-a făcut cauză. Păi stai că era din față, datorită mie așa și vine să mă corecteze. Ce să iert eu la el? Că m-a corectat, Dumnezeu l-a pus. Știi? Dar vine pe ideea că tu nu știi că Dumnezeu în toate, că n-ai luat seama și nu aplici lucrul acesta, că dacă este Dumnezeu acela soare de iubire peste tot, eu nu am cu cine să lupt. S-a terminat cu lupta și nu este decât iubire. Dacă este doar iubire, adică eu nu mai pot să critic pe nimeni din fața mea, nu mai arunc vina în afară, atunci nimic rău nu poate să vină la mine pentru că nu are ce să scadă la mine, că dacă nu am ego, n am apărare, nu mai văd lucrurile împărțite, nu mai împar pe Dumnezeu în, în bucăți, atunci nimic rău nu mai poate să vină la mine. Dar în momentul în care uh, zic că ceva este mai bun decât altceva, am împărțit, am absolutizat virtuții, idealul și reguli și atunci vine să ne le distrugă. Ni ne va distruge. Uite, doar spui. Doar acum când spui că virtutea nu știu care e lucrul cel mai important, fac Imediat, în eterul acesta, îți ia uh, Divinul, îți, îți ia informația respectivă și e obligat să vină împotriva ta, că în momentul în care îi pui ceva mai presus decât toate, tu te crezi deștept. Adică tu da, vrei da. să schimbi ordinea lumii. Dar e puțin că, când lași lucrurile așa cum, e, cum sunt, atunci ești în Divin. Dacă vrei pe mine să mă corectez te voi lovi. Te voi lovi și te voi aduce înapoi. Pentru că dezechilibrezi totul și nu te voi lăsa. Asta face Dumnezeu, da, ca să te salveze. Dar dacă nu înțelegi și insistăm tot timpul că ăla e vinovat, că ăla e vinovat, ne-am căptușit cu o boală de lângă durată și ne-am terminat. Deci cancerul vine din ideea că Dumnezeu este greșit. Și că nu este bine ce face Și toate bolile și toate necazurile Aceasta este cauza Noi îl acuzăm pe creatorul Universului În fața noastră, soarele de iubire Că ai omul de lângă tine în fața ta Că nu știe ce face, că e post Că e, e greșit și vrem să-l corectăm Pe Dumnezeu, ne facem judecători Și atunci vine împotriva noastră Și zice, nu poți să-mi zici nimic Nu ai da. cum, este interzis Să zici ceva despre mine Și te voi aduce înapoi La respect, te voi îngenunchea te voi duce în iubire orice a fi. În momentul în care omul primește o durere mare, o suferință, nu mai interesează decât să-ți supraviețească, l-a resetat. L-a lovit. Cine te-a pus? Cu cine? Noi, când ne bătem cu omul din fața noastră, ne bătem cu Creatorul Universului, nu înțelegem ce pățim. E o nebunie. Oamenii ăștia acum construiesc bombe și se luptă ca proștii. Cu cine se luptă că celălalt din fața ta nu e adversarul tău? Este fratele tău. Este parte din tine, acela soare de iubire în el ca și în tine. Sunteți o ființă comună. Cum să se bată ficatul cu rinichiu sau cu inima? Ce nebunie! De ce, de ce nu se bat ele în noi? Ai mai trăi Ai mai putea duce războaie dacă ficatul s-ar bătea cu rinichiu sau cu inima? Ai mai putea să duci războaie? Când nu ai mai putea? Ai mai putea să consider pe cel din fața ta vinovat? Când nu ai mai putea? nu ai cu cine să te bați. Deci dacă în tine este pace și armonie, de ce introduci dezordine în lume? De ce te lupți cu, cu majestatea divină care este colosal? Te va călca în picioare. Nu, noi nu știm ce înseamnă divinul, nu putem. Eu eram în fața soarelui de iubire, știi cum este? Te deci stăteam ca un copil pe, pe, pe și rămâne bunic. Mă uitam în stânga, în dreapta. Deci era peste tot, era soarele acela de iubire care te, te impacta și era de o frumusețe incredibilă. Ce poți să-i faci tu? Imensitatea aceasta care pătrunde totul este infinit. Până în infinitul cel mai mic nu ești capabil să înțelegi nimica. Ești, ești nimic, ești zero în fața lui. Te calcă în picioare când vrea. În momentul în care te ridici și nu apreciezi că viața asta este un dar, pe altă parte toate globulețele acelea cântau iubirea. În veșnicie Păi altă treabă nu aveau decât să cântă de iubire Îți dai seama ce uh, Sentiment de, de datorie Sau cum să zic Sentiment de uh, recunoștință Aveau globulețea acela Adică noi a, Această stare ar trebui să avem Suntem recunoscători că existăm așa Și în forma aceasta de uh, proști și de tâmpiți Pentru că îi datorăm viața noastră lui Noi suntem el dacă te uiți la tine, deci mâna asta, corpul ăsta, corpul ăsta este el. În sensul că el a făcut degetele așa, le-a dus în limita asta, păstrează granițele, că de altfel degetul s-ar face imens. Ochiul s-ar face așa imens, mare. Deci el le ține acolo așa, micuțe. Păi e, tu ești el, ce să-i faci? unde să, pe cine să cauți tu dacă e, tu ești el? el. Ce cauți tu la biserică, acolo să în rogi la icoane, că tu ești el, ești mai Dumnezeu decât toți Dumnezeu de pe lume ești divin în persoană. Nu trebuie decât să uh, nu alegi ca nebunul, că în momentul în care alegi, ești din el, să lași viața așa cum este, este sa, uh, viața așa cum este, este ultimul nivel posibil care se poate atinge pe pământ. Nu e nimic de schimbat, nu e nimic de căutat, de corectat, nu e nimic decât să accesi pe Dumnezeu că vine și prin rău și prin bine și bine plăcere. Și apoi să te întrebi dacă vine corector împotriva ta, uh, ceva nu ai lăsat să fie cum, cum trebuie să fie, cum vrea el să fie, ceva. Ai zis că trebuie să fie într-un mod cum vrei tu. Și uh, ai ieșit din starea aceasta de slujire continuă și de supunere continuă, care este Divinul. Hai să terminăm să ajungem și nu la 12. Da. Uh că de nu am scit. Și au intrat iarăși în Ierusalim și pe când se plimba Iisus prin prid voarele templului, au venit la el mai mari preoților, cărturarii și bătrânii. Și i-au pus întrebare, cu ce putere faci aceasta? Și cine ți-a dat ție puterea aceasta ca să le faci? Ce Iisus le-a grăit? Vă voi întreba și eu o vorbă. Răspundeți-mi și vă voi spune pe urmă cu ce puteri lucrez acestea. Botezul lui Ioan din ceruri a fost sau nu de la oameni? răspundeți Atunci e chipzuirea între ei zicând, te vom zice, din cer, va întâmpina. Pentru ce, dar n-ați crezut în el? Dar de vom zice de la oameni, se temeau de popor, fiindcă toți aveau despre Ioan credință că a fost într-adevăr un proroc. Deci au Credințe, răspuns. Lui Iisus. Credințele astea sunt absolutisme. Ce contează? Da, sunt da. Zero. Deci, acolo unde noi avem, punem regulile lumii pe primul plan, am înnebunit. Noi am devenit o ființă întunecată. Nu se poate pune regulile lumii pe primul plan. Nimic. Da. Deci au răspuns lui Isus. Nu știm. Atunci le-a zis și Isus. Nici eu nu vă spun, vouă, cu ce putere lucrez acestea. A de bine. Bun, ne Cine pentru noi. tine Cine pentru tine Nu avem nevoie Ce, ce... Hai o să-i Foarte bine Dar mereu face asta Mereu nu spune Cauzele lucrurilor da. Și lanțul logic de la cauză la efect nu spune Vorbește da. numai în efecte Le face cauză și le înversează Păi asta era intenție. Cum să faci? Păi cu rea intenție. Ai văzut și tu când a zis că îi iubește pe, domnul, pe, pe mama ta, pe tatăl tău, să nu ucizi, să nu știu ce, să nu te Deci mă, te duce în efecte. Păi stai puțin că stai la coadă. Ăla primele, de ce? Că ăsta de la coadă sunt consecințe. Da, Are încălcării primelor. Da. Fantastic. Deci, cu, cu rea intenție, a, a inversat, de parcă Vechiul Testament e dușmanul lui. De parcă Dumnezeu e dușmanul lui. Să nu-l arată în măriția da. lui. Să arată fiul omului este cel mai grozav Dar Poate. oamenii nu citesc, nu știu cum citesc. Ei bifează Biblia Vechiul Testament. Deci, am citit Vechiul Testament. Și ce ai scos din el? Ai văzut acolo pe Dumnezeu în toate? Ai văzut că toți te fiii Lui? Ai văzut că gândul nostru este el, acțiunea noastră este el, răul care îți vine din față sau răul care este din tine se manifestă prin tine, este tot el, că nu te poți să vinovăți nici pe tine. Marius, putem spune că Isus, care este Fiul Omului, cum să, e de fapt oglinda noastră a oamenilor, că da, noi mine. ne comportăm exact cum se comportă el. Corect, de aia este făcut în forma aceasta, ca să ne recunoaștem da. el. Și... Da. Să ne preamărim pe noi. Să ne preamărim, să ne arate ce punem noi pe primul plan. Și să punem materia pe primul plan, că momentul în care da. îi pui ceva mai presus decât orice, înseamnă că lumea este pe primul plan. Da. Este o modalitate pe care materia a fost pusă mai presus decât toate. atunci nu mai putem să iubim. Arată cum ne desconsiderăm unii pe alții. Și cum da. toate acestea o să ducă exact unde îl duce, îl duce pe el, la ce moarte ne arată și nouă, unde ajungem. Da, exact. Și multe din lucrurile acestea care le face, le facem și noi. Că și noi luăm da, efectul și da. îl facem cauză. Da, da, da. Ca să fugim de o responsabilitate da. sau să punem oameni să facă ce vrem noi. da. Păi, până acum, tot așa, și noi ziceam, nu? Că, uite, noi nu omorâm, că ne respectăm părinții, că facem, că nu prea curvim, dar pe alea două, cine le băga în seamă? Primele două porunci. Da. Bun. Ne oprim aici. Mulțumesc foarte frumos Mulțumesc pe mâine. Mulțumesc eu. O A zi bună. La revedere. astăzi. Pa, pa. La revedere.